Bună ziua tuturor! Aș dori să aduc câteva clarificări la ceea ce a apărut în spațiul public și mă refer în special la informațiile apărute în legătură cu deciziile de carantinare pentru orașul Zalău, municipiul reședință de județ, orașul Jibou și orașul Ceu Silvaniei. Într-adevăr, s-a inițiat această procedură de carantinare din cauza faptului că incidența în aceste orașe din județul Sălaj a depășit 3 la 1000. În cazul lor, deci această procedură se putea iniția după ce am depășit 3 la 1000. Avem o depășire a incidenței pentru aceste 3 orașe de peste 8 la 1000, în cazul orașului Jibou chiar peste 10 la 1000. În spațiul public au apărut câteva informații și vreau să aduc câteva lămuriri. S-a făcut o propunere, într-adevăr, din partea Direcției de Sănătate Publică către Institutul Național de Sănătate Publică de carantinare acestor localități. Aceasta în urma unei analize minuțioase făcute la nivel de fiecare UAT care a depășit incidența de 3 la 1000. Institutul Național de Sănătate Publică trebuie să ne acorde un aviz. L-am obținut în cursul zilei de ieri. În acest moment am emis un proiect de hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Ne-am întâlnit ieri în cadrul unei ședințe, am dezbătut acest proiect și care se referă în special la planul de măsuri pentru cele 3 orașe. Astăzi, în cursul dimineții, pe la 8:30, ne-am întâlnit iarăși în această formulă, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru a ajusta anumite propuneri, pentru că acest proiect de hotărâre care e lansat aici, la nivel de Comitet Județean pentru Situații de Urgență, trebuie să fie verificat, analizat de o structură suport a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și se numește CNCCI. Am informații în acest moment că avem deja un proiect de ordin al Comandantului Acțiunii pe care în acest moment trebuie să-l verificăm. Și după ce se va institui carantinarea cu acest ordin al Comandantului Acțiunii, vom putea să procedem la o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și de această dată vom avea o hotărâre finală a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care prevede practic un plan de măsuri pentru aceste 3 orașe. În momentul în care o să avem toate aceste demersuri și eu sper că în cursul zilei de astăzi, să vă putem să vă oferim toate aceste informații într-un mod foarte amănunțit și mă refer la acest plan de măsuri. Este foarte probabil ca ordinul Comandantului Acțiunii să intre în vigoare începând din data de 6 la orele 00. Se pot întâmpla însă multe lucruri până atunci. Noi am venit cu această propunere, dar în momentul în care o să avem un ordin al Comandantului de Acțiuni cu informații foarte clare, o să vi-l transmitem în secunda 2. În ce măsură nelămuririle oamenilor pot să ajungă la instituția prefectului sau la altă instituție care să lămurească măsurile care s-au luat în Comitetul de Situații de Urgență pentru carantinare? Să lămurească spețe, da? Cele 11 măsuri mari care sunt cuprinse și în declarație, să poată fi lămurite pentru public. Cine îi poate lămuri? Da. Documentul care rezultă și care prevede planul de măsuri va fi făcut public pe site-ul instituției prefectului, dar și pe alte rețele sociale. Dacă sunt nelămuriri în legătură cu conținutul acestei hotărâri și mă refer aici la planul de măsuri, îi rugăm pe cetățeni să ni se adreseze, să se adreseze instituției prefectului, dar suntem și alte persoane implicate și mă refer la toți membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Sperăm ca documentul să fie suficient de clar pentru a putea să aducem lămuririle necesare pe care le așteaptă toți cetățenii. Când iese din zona de carantină de la... Măsurile se vor aplica pe o perioadă de 14 zile. La sfârșitul acestei perioade, a 14 zile, o să fie făcută o evaluare de către Direcția de Sănătate Publică să vedem cum s-au implementat aceste măsuri, care este indicele de infectare în aceste 3 localități la această dată și se va studia în mod sigur și posibilități de
eficientizare a unor măsuri, în așa fel încât să reducem acest risc epidemiologic. Știm cu toții că, în primul rând, avem o datorie față de cetățeni să reducem pe cât posibil riscul răspândirii acestei epidemii. Avem această datorie față de locuitorii județului Sălaj. Nu este un prag stabilit în care spune că ești din carantină? Nu. Nu. După 14 zile se face o analiză și vom anunța noi măsuri atunci. E posibil, și noi asta ne dorim, e posibil să oprim această carantinare atunci, dacă lucrurile vor evolua într-un sens pe care ni-l dorim și noi, adică dacă vor evolua favorabil.